Oameni buni, ne-am reîntors la secretele Brașovului. În lunile astea de vară, așa, foarte interesant este, încercat să mergeți, chiar discutam cu niște prieteni, niște amici, și spuneau că e foarte cald afară, veniți din alte orașe, prieteni și amici, și le îndrumam să se ducă în zone mai răcoroase. Așa. Zone mai răcoroase sunt muzeele în Brașov, zone foarte răcoroase. De asemenea, unde se întâmplă expoziții, de asemenea, sunt zone răcoroase la interior. Asta dacă, evident, nu caută neapărat cu aer condiționat, atunci e altceva. De asta v-am spus și în prima parte, am avut ca invitat pe domnul Stănescu, care ne-a spus exact despre lansarea de carte și ceea ce se întâmplă în Muzeul Civilizației Urbane și Muzeul de Etnografie. Ei, acum, în a doua parte, o să avem o discuție foarte interesantă, consider eu, pentru că am alături de mine unul din oamenii care au mai fost prezenți la Secretele Brașovului, care se ocupă de asemenea cu ceea ce ține de artă, de cultură, de zona umană, să spunem așa. Așa că o salut din nou pe această cale pe doamna Angela Dobrescu, sociolog ca profesie, dar o să vedeți că și probabil că ați mai văzut că dânsa se ocupă cu multe lucruri interesante. Bine ați venit la Secretele Brașovului. Bună ziua, îmi face plăcere să vă revăd. Asemenea, spuneți-mi un pic, să intrăm așa puțin direct în subiect, cu voia dumneavoastră, m-aș lega de ceea ce urmează să faceți acum și de ceea ce este programul interesant de la Săcele. După aceea, ocazionat până la urmă de tradițiile din Sântilie, parcă la ăsta se referă acest program, după care o să reluăm puțin să vedem un pic și din istoric, din ceea ce ați mai făcut deja, din cele încheiate. Da, vă rog, cu voia dumneavoastră aveți cuvântul. Actualul proiect se întâmplă în Săcele, într-o reședință culturală, care e de fapt o casă privată. Intenția este de a redefini cumva acest spațiu ca spațiu cultural și de a încerca o recuperare a tradițiilor locale, integrându-le cu sensibilitatea contemporană, modernă, integrându-le cu noi concepte, cum sunt brandul de localitate, nu? De a face relevantă o memorie care se păstrează foarte bine pentru generațiile de astăzi. Aceasta e provocarea la care încercăm să răspundem prin inițiativele despre care înțeleg că aveți o curiozitate să aflați mai multe. Îmi face plăcere să anunț că lansarea acestei serii de evenimente se produce odată cu o sărbătoare locală importantă, tradițională, care este așa numită Sântilie. Întâmplarea nu e întâmplătoare, da? Deci legătura cu numele prorocului Ilie nu este întâmplătoare, pentru că acesta este un sfânt protector al localității și este sărbătorit ca atare. Sărbătoarea Sântilie era o sărbătoare câmpenească la care toată comunitatea deci un prilej de bucurie și de întâlnire al comunității, în timp și-a pierdut această semnificație, pentru că atunci când organizatorii sunt autoritățile locale, desigur că prioritățile se schimbă un pic. Nu e vorba numai de Săcele, e vorba în general de toate administrațiile locale care organizează festivaluri direct și nu prin intermediul unor, eu știu, unor asociații civice sau a unor corpuri locale de cetățeni. Politizarea, aș spune că este aproape inevitabilă. Problema este la ce se ajunge atunci când un număr de ani se repetă această organizare de către activități publice, fie că vorbim de Săcele, de primării de sector din București, de alte orașe medii sau mari. Se ajunge la o diluare a semnificației sărbătorii originale, pentru că nu mai există o proprietate a ei resimțită ca atare de către comunitate, ci devine un fel de eveniment public, dar care este, cum spuneam, resemnificat în termenii unor curente generale, de nu, pop culture, sau asta vedem în mod curent. Vedem aceeași muzică pe care aceleași formații o cântă în diferite colțuri din țară. Deci, iată, vorbim de o diluare a autenticității, vorbim de o diluare a specificului local în foarte mare măsură.
în așa fel că încât am resimțit nevoia să corectăm această problemă printr-o intervenție, în acest caz la Săcele, prin care ne punem problema să ne întrebăm care e de fapt semnificația acestei sărbători. Și există două componente. Există una etnografică. Ne uităm din acest unghi, din această perspectivă, la ceea ce se întâmplă cu ocazia datei de 20 iulie, când se sărbătorește Sfântul Ilie, nu numai în Săcele, ci pe diferite trasee ale transumanței, pentru că, după cum probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc știu, locuitorii orașului Săcele sunt faimoși pentru tradițiile transumanței, pentru faptul că nu camocani au dezvoltat o cultură locală puternică, specifică, pe care au avut inteligența să o mențină flexibilă, să importe practici din diferite regiuni pe unde au migrat și, de asemenea, să transfere dinspre Săcele, spre localitățile pe unde au trecut, obiceiuri culturale din această parte, din acest spațiu cultural. Și atunci noi încercăm să ne uităm acum împreună cu niște colaboratori foarte interesanți care sunt invitați pentru acest eveniment în mod special la Săcele. Ce se întâmplă de fapt cu ocazia acestei sărbători pastorale care este Sfânt Ilia, atât în zona noastră cât și în zonele periferice de gen Covasna sau pe trasee de transumanță până în sudul Basarabiei, de asemenea în zona Apusenilor, în zona Buzăului. Fiecare dintre contributori care sunt muzeografi specific lucrul acesta, deci cu ocazia aceasta încercăm să ne apropiem și o categorie socială a specialiștilor în muzeografie. Deci acești oameni vin și povestesc publicului local despre cercetările pe care ei le-au făcut în muzee. Asta este o direcție a evenimentului. A doua direcție, care iarăși cred că este foarte interesantă, este cea legată de reprezentările iconografice ale Sfântului Ilie, așa cum se regăsesc acestea atât în tradiția cultă, canonică, pentru că știm bine că reprezentările mainstream, ca să spunem, bisericești, au canoane foarte precise, de la care pictorii iconarii nu se abat, dar și în icoanele naive din diferite colțuri ale țării, cu referire în principal la școlile de iconari care ne sunt aproape, în Schiei Brașovului sau în Țara Făgărașului, de exemplu, sunt recunoscute și sunt foarte respectate, nu? Și de asemenea în colecții naționale, pentru că avem ca invitați muzeograf de la Muzeul Național al Țăranului Român, care analizează reprezentări ale Sfântului Ilie în diferite colecții ale muzeului și în manuscrise. Vreau să vă întreb un lucru. Am văzut pe invitație, este reprodusă o icoană, cred că o icoană Urcarea la Cer a Sfântului Ilie, dacă nu mă înșel, icoană din genul ăsta, e din colecția Muzeului Făgărașului. Da, este, are o poveste interesantă. Vă rog, da. Deci, în primul rând, aș vrea să menționez că acea icoană este un extras dintr-un album pe care doamna muzeograf și manager al Muzeului Țării Făgărașului, Elena Băjenaru, l-a editat, făcând o muncă de recuperare și de comentariu, practic, al unor icoane pe sticlă din Transilvania. Dânsa va participa și la evenimentul din Săcele pe care îl organizăm. Deci, cu privire la semnificația icoanelor, nu o să răspundem la întrebări, o să lăsăm invitații să răspundă la întrebări, pentru că sunt multiple astfel de reprezentări și fiecare merită atenție. Deci, această icoană are și o poveste, adică și nu numai ea, de fapt un corp de peste 130 de icoane au fost donate de către un colecționar, un colecționar care era absolut avizat, care a investit multe resurse și sufletești și financiare
în a identifica icoane valoroase și de a și le pune la un loc, nu ca și colecție, și la final le-a donat fără nicio pretenție Muzeului Țării Făgărașului. Acest gest, care este cumva, nu știu dacă unic, dar oricum meritoriu, este evidențiat și de noi într-un segment special al întâlnirii care va avea loc cu ocazia sărbătorii Sfântului Ilie, ca și practică exemplară. Deci toate aceste eforturi private ale persoanelor care sunt preocupate să identifice icoane care altfel n-ar intra în circuitul public, să le pună în valoare, uneori să le restaureze, așa cum este, de exemplu, cazul multora dintre icoanele altor colecționari care vor fi prezentate deopotrivă. E vorba de colecția de icoane a familiei avocatului George Mușat și a soției sale, profesor universitar la Universitatea din București, Carmen Mușat. Ei au o colecție de peste 500 de icoane, a fost expusă la Muzeul Național al Țăranului Român în anul 2018, iar această expoziție cu totul specială s-a bucurat și de realizarea unui catalog expozițional care ne permite nou acum accesul la acest corpus de icoane spre a-l înțelege mai bine, spre a-l admira, spre a-l comenta, spre a ne relaționa într-un fel cu acest patrimoniu. Iată deci că persoanele private nu stau întotdeauna deoparte. Această participare la recuperarea unor obiecte atât de rare și care deseori sunt considerate private și lăsate departe de ochii publicului, sunt gesturi care merită evidențiate, respectate și urmate, de ce nu? Știți ce cred că ar fi foarte interesant? Să vedem un pic și agenda evenimentului așa în sine. Știu că totul, mă rog, începe marți, 19 iulie. Aș vrea să vedem un pic cine poate să vină, cine are acces, trebuie există o listă de invitați, în ce mod ea poate fi confirmată, adică cum se poate ajunge la eveniment și cine poate să participe. Evident că unele înțeleg că sunt cumva în cerc mai restrâns, altele, bineînțeles, mai larg. Da, sunt într-adevăr evenimente private, însă n-aș vrea să le... cum să spun, să înțelegeți că această impunere a fost una, în sfârșit, de închidere a evenimentului. Dimpotrivă, a fost o dorință de a aduce la oaltă oameni care sunt deja preocupați de aceste domenii, care le-au și cercetat sau oricum au citit pe aceste teme și sunt doritori și capabili să susțină o dezbatere, urmând ca după aceea toate aceste concluzii pe care noi o să le avem împreună să fie deschise publicului prin niște sesiuni ulterioare care se vor programa. Deci acum suntem nevoiți să limităm la 25 de locuri participarea și atunci am dat prioritate asociațiilor locale care își pot nominaliza membrii, au un număr de locuri rezervate. Și în felul acesta ne gândim că o să dăm o consistență comunitară unor idei care pot să pară foarte din avion așa și desprinse de realitate, pentru că, așa cum vă spuneam, în mod prioritar sunt susținute de specialiști. Așa că miza evenimentului, ca să fie înțeleasă corect, trebuie văzută ca fiind una de a crea niște punți între mediul academic, între muzee și între comunitatea locală. Deci concluziile în mod clar vor fi accesibile. Noi încercăm să facem înregistrări ale acestor prezentări, dezbateri, ca după aceea prin proiecții tot în cadrul acestei reședințe culturale pe care încercăm să o fundamentăm cu această ocazie, să putem să continuăm dezbaterea pe termen mai lung. Știu că în data de marți, dacă nu mă înșel tot așa, există, în ceea ce am văzut eu că aveți în program acolo,
Aveți și prezentarea cercetărilor de teren ale Muzeului Național al Țăranului Român, cu interesante legende locale întâlnite în mai multe zone, Maramureș, Bucovina, Hațe, mă rog, Apuseni și așa mai departe. Am văzut acolo și cu sărbătoarea Sfântului Ilie ca sărbătoare mânioasă cu fânul, am citit ceva de genul, când e oprit lucrul la fân. Lucruri foarte interesante de altfel, care bănuiesc că vor fi cumva expuse și în această discuție pe care o veți avea, veniți cu probabil concluziile sau ceea ce va, până la urmă, ce va rezulta din întâlnirea dumneavoastră. Și întrebarea mea este cum anume le veți exterioriza sau cum anume le veți, pentru că mie mi se par unele din ele niște aspecte foarte interesante care, din păcate, sunt uitate, poate, de timp, de vremuri, și nu cred că ar fi cazul să le uităm. Da, e interesant să vedem, să descoperim că, de fapt, această sărbătoare locală, Sfântilia, nu este una izolată, se întâlnește în multe regiuni din țară, sub diferite forme, acest Sfântilie, care este, cu toții știm, un sfânt foarte hotărât, foarte drept. Noi știm de tunete și de fulgere în general. Noi știm de tunete și de fulgere, noi, lumea în general. De asta există o dimensiune simbolică, desigur, la această, această identitate a lui. Nu? Tunetele și fulgerele sunt tocmai expresie a unei justiții foarte implacabile, de fapt, care nu negociază, care insistă pe reglarea unor valori morale. Deci este un spațiu, dacă vreți, al unei asprimi spirituale pe care, într-adevăr, Sfântul o ilustrează, spre deosebire de alții. El are chiar ca reprezentări iconografice, uneori apare într-o postură mai cu o sabie simbolică. Chiar în Săcele există câteva, am identificat cu această ocazie câteva reprezentări, printre care și aceasta, care este pe cata pe teasma uneia dintre bisericile din satul lung din Săcele, la fel ca și alte reprezentări prezente, eu știu, în biserica din Cernatu Săcele, unde există un vitraliu în ipostaza în care el este cel mai adesea reprezentat, fiind hrănit ca expresia manifestării providenței divine de către o pasăre la gura unei peșteri, și de asemenea foarte răspândită reprezentarea lui, urcarea la ceruri cu carul, în prezența lui Elisei, care are dialogul înaintea urcării la cer. Însă n-aș vrea să intru în aspectele teologice, vor fi prezentate în cadrul evenimentului nostru de o doamnă teolog și profesor, cadru didactic și soție de preot. Deci noi auzim foarte des vocile preoților, predicile, în special însă cele, să știți că sunt foarte interesante. Biserica din satul lung, Săcele, care este poartă hramul Sfintei Adormiri, este pictată de Mișu Pop, este monument pe lista națională a patrimoniului. Deci este un loc foarte interesant și sub aspectul acesta al, dacă vreți, turismului cultural, dar și ca loc spiritual, pentru că acolo de câțiva ani de zile oficiază trei preoți tineri care au venit cu o mentalitate nouă și foarte deschisă spre dialog. Un ortodoxism, dacă vreți, înțeles într-un spirit foarte autentic și în același timp contemporan. Deci nu s-auziți nici predici agresive care să îndemne la, așa cum se întâmplă în alte biserici, care să îndemne la xenofobie, la antisemitism, la, în sfârșit, lucruri foarte bizare pe care nu te-ai aștepta să le întâlnești într-o religie în care nu atenția pentru celălalt este totuși o valoare centrală. Ortodoxia comite, din păcate, aceste excese până la urmă, cu scopul de a-și apăra
aș apăra valorile și esența ei, și anume de a fi vechea religie, nu? Pentru că asta, dreapta religie și vechea religie, se dovedește uneori foarte rigidă și inflexibilă. Ori acest discurs religios, în opinia, dacă vreți, a mea ca sociolog și a mea personală, ca persoană care are propria ei spiritualitate și o consideră o nevoie fundamentală, nu este un discurs, este un discurs pierzător. Deci este foarte important să fim integratori în valorile pe care le promovăm și cu multă toleranță să încercăm să promovăm această dragoste de aproape. Acolo unde apare un discurs al urii, trebuie să vă spun că mă despart de acel discurs religios și încerc să găsesc o alternativă mult mai pașnică. Ei, în acest loc cultural și spiritual care este biserica din satul lung Sfânta Adormire, vă spuneam că oricine poate să aibă o experiență atât religioasă cât și culturală foarte interesantă în ultimii ani. Și este și locul în care nu tradiția Sfântului Ilie există de foarte mulți ani și cu care noi ne conectăm inclusiv la această sărbătoare. Ei, deci separat de predicile pe care preoții le țin, există și doamnele preotese care de multe ori oferă surprize foarte interesante pentru că au o cultură vastă, au un orizont foarte larg și iată, astfel de evenimente culturale sunt contexte în care și comunitatea le poate cunoaște mai bine. Spuneți un pic, pentru că mai avem numai două minute și mai puțin de două minute, de fapt, și voiam să nu ne despărțim înainte de... am spune un pic, aici este un proiect care, pe care l-ați adus în fața tuturor. Aveți și parteneri, există persoane, există asociații care vă ajută, care vă susțin în partea asta? Sigur că da. Localnicii sunt organizați în două sau în trei asociații care sunt foarte active deja. Deci există aceste nuclee care fac lucruri împreună, dar în mod special însă cele trebuie să vă spun că există un decalaj, dacă vreți, de sensibilitate. Adică majoritatea lucrurilor care se întâmplă sunt cumva de inspirație rurală și sunt legate de acest trecut, dacă vreți, de comună al Săcelelui. Ori, între timp, Săcele nu mai e o comună, e un oraș, e un municipiu. Da. Oferta culturală locală este totuși interesant să analizăm dacă are și această componentă urbană și în ce constă ea, dacă există o actualizare a sensibilității locale, a discursului, a dezbaterilor, știți? În scopul acesta organizăm pe lângă aceste evenimente, că n-aș vrea să se înțeleagă că totul se limitează la o sărbătoare, fie ea și resemnificată, religioasă. Trebuie să amintesc că în această vară, tot în această lună, există programată, de exemplu, printr-o colaborare cu Conservatorul de Muzică din București, două cursuri de masterclass. Sunt invitați însă cele elevi de la licee de muzică din țară, care sunt coordonați de profesori de la Conservatorul din București și care își perfecționează tehnicile interpretative de vioară și de fagot. Acestea sunt instrumentele pe care le găzduim noi, adică în Săcele. Există și alte cursuri de vară pe care conservatorul le derulează în alte localități din țară. Și asta va fi o experiență interesantă, pentru că prin discuții cu doamna decan Cristina Popescu-Stănești, care coordonează acest proiect, am ajuns la o înțelegere de a permite și celor de la nivel local interesați să participe la astfel de lecții. Practic sunt două lecții deschise care vor fi accesibile publicului local în data de 27 și de 28 iulie, în această reședință culturală mocanilor pe care încercăm să o fundamentăm acum. Și de asemenea există un concert final în data de 29 iulie, care se va desfășura la Centrul Multicultural din Săcele, unde toți acești elevi din liceele de muzică din țară care vin împreună cu profesorii lor
vor prezenta diferite producții muzicale pe care au reușit să le aprofundeze în cursul acestor zile, cât au stat în Săcele. Și acestea, deci, sunt trei zile importante pentru publicul din Săcele, amator de muzică, 27, 28 și 29 iulie, la 17:30, în fiecare după masă, pot avea parte de o experiență muzicală foarte interesantă și inedită. Perfect, mulțumim mult și sper să ne revedem la încheiere, să tragem niște concluzii, să vedem cum puteți disemina eventual rezultatele acestor întâlniri și discuții pe care o să le aveți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secrete și vă doresc, bineînțeles, mult succes acum în următoarea perioadă. Apreciem foarte mult susținerea morală și vă mulțumim pentru urările de bine. Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secretele Brașovului. Să aveți o săptămână minunată, cu răcoare când trebuie și căldură în suflete mai ales. La revedere!